Eric s-a întors la Mediaș nu pentru a juca la gaz metan, ci pentru botezul fiului său, Derek. Băiețelul a avut două perechi de nași. Paul Pârvulescu, fost coleg cu Eric la gaz metan, a fost unul dintre ei. Fotbalistul spune că va construi o casă la Mediaș în care se va retrage după ce nu va mai juca. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Botezul a avut loc la Catedrala Ortodoxă. Prieteni și foști coechipieri au fost alături de brazilian, însă niciun oficial al clubului Gaz Metan nu a fost prezent. Mediaș e casa mea, eu mă bucur că aici am reușit mai multe chestii frumoase, acum familia mea, copilul meu care crește aici. Sunt foarte bucuros că mă întors acasă, din păcate stau puțin, trebuie să plec mâine, dar azi e inima bucurie. Eric a avut numai 3 zile la dispoziție pentru a sărbători evenimentul. Atât a primit liber de la ucrainieni.